Bună seara, dragii noștri! Vă filmăm din nou din magazinul nostru. Astăzi este sâmbătă și vreau să vă țin la curent cu tot ceea ce se întâmplă legat de activitatea noastră. Am avut o săptămână mai grea, legat și de weekendul trecut. Mâine se termină cursul nostru de Feng Shui Avansați cu un colectiv de oameni absolut deosebiți. Îi veți întâlni și pe Facebook cu pozele lor și cu diplomele lor. Mâine este testul, da? Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținerea pe care mi-ați acordat-o lui Marian, văzându-l destul de bolnav. A venit la Antena Stars, la agentul VIP, la emisiune într-o seară. Am trecut și noi prin această gripă viroză ce a fost și fiind destul de obosit, totuși la 11:30 noaptea, a ajuns acolo într-un final în urma invitației, tocmai ca să vă mai prezentăm câteva lucruri, atât cât se putea în timpul emisiunii respective. De asemenea, mâine seară, duminică, vă anunțăm la ora 20, din nou la Antena Stars, vom fi în direct, într-o emisiune moderată de domnișoara Natalia Mateuț. În jur de ora 8 seara, da? O să înceapă. În altă ordine de idei, vreau să vă transmitem, așa pe scurt, ceva ce am constatat începând cu ziua de ieri. Vedeți, noi cred că am luat o decizie, nu cred, sunt convinsă că am luat o decizie extraordinar de bună, întrerupând colaborarea noastră cu Postul 6 TV, pentru că am constatat așa cu mâhnire, să spunem, că într-o emisiune din seriile trecute, moderatoarea încerca cumva să-i stimuleze pe invitați să combată ceea ce noi încercasem să-i învățăm pe telespectatorii noștri de până în acel moment, legat de Feng Shui, de pacii, de când aveam emisiune despre previziuni și așa mai departe. Din toate cunoștințele noastre, din tot ce am învățat noi, atâta cât aveam timp să prezentăm în emisiuni, încercam să transmitem cât mai multe informații. Și surpriza a fost că invitații nu au intrat în jocul acesta, dar moderatoarea tot încerca acest lucru. Până la urmă, acea informație legată de covorașul verde sau de cei trei optari pe ușă, da? Sigur că fac parte din cunoștințele pe care noi le-am asimilat de-a lungul timpului și încercăm să vă învățăm niște lucruri utile. Pentru că covorul acela verde, da? Ca o explicație încă o dată dată dumneavoastră, trebuie pus în centrul casei anul ăsta, cât încă este anul acesta în vizor, până în 27 ianuarie 2017. Inclusiv 27 ianuarie, da? Că suntem încă în an de maimuță. Pentru că în centrul casei avem steaua 2. Steaua 2, această energie este o energie de pământ. Sectorul este un sector de pământ.